Bună ziua, dragi șoferi! Bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta am adus ceva cu adevărat special, și anume un Porsche Cayenne făcut de Mansory, o mașină, din ce știu, făcută în foarte puține exemplare, undeva la 20. Pentru cei care nu știu, Mansory este creația arabului Kurush Mansory, îl cheamă, în care el practic a creat această companie în mod special pentru Middle East, adică pentru arabi, dar ușor ușor a avut acces și în Europa și mașinile sale încep să se vândă destul de des. Compania și are sediul în Germania și de acolo pleacă practic mașinile. Unii proprietari aleg să își modifice ei mașinile la Mansory, sau există varianta în care Mansory îți cumpără el mașina, ți-o prepară și apoi ți-o vinde direct. Mașina aceasta a trecut practic printr-un upgrade atât stilizat, ați văzut body kit-ul, ceva ce nu vezi în fiecare zi, plin de carbon, atât bările față, spate, difuzoarele, capota, cât și bineînțeles printr-un tuning la motor. Mașina la bază, fiind un Cayenne turbo, dezvolta undeva la 550 de cai putere. Ei bine, după tratamentul Mansory, mașina dezvoltă 720 de cai putere. Și bineînțeles, a primit și o evacuare custom, marca Mansory, care face mașina să se audă excepțional. Practic, cum recunoști acest Mansory, ele, cele originale vorbim, pentru că sunt și mașini care pot fi făcute, au ca un fel de serie undeva în parbriz, care scrie Mansory și o semnătură. Bun, deci cum spuneam, Mansory practic îl cuperi cu inima, pentru că mulți le place și unora mulți nu le place acest tuning. Mie personal îmi place la nebunie, tocmai asta am și insistat mult să facem acest clip, pentru că este o mașină foarte rară, în România mai ales. Din câte știu, mai există decât un Panamera, adică s-au făcut 10 bucăți, și un Bentley, care există decât unul în lume, Geneva Edition acela. Ați văzut, când am postat această mașină, inclusiv multe au dat cu hate, dar ei habar n-au cât de special este această mașină. Pentru că obișnuiți să se acum un Cayenne zi de zi, când vezi unul de așa ceva care îți atrage atenția din start, tind să crezi că este făcut, nu știu, probabil de cineva printr-un garaj, pentru că nu mulți au auzit de Mansory, pentru că este o firmă foarte, foarte scumpă. Dar na. E, așa. Trebuie să-i dăm puțin că, na, să te certați că n-abuzăm mașina. Acest tratament de tuning de la Mansory, practic cap-coadă, încă o chestie interesantă pe care nu o știam, este că mașina practic a fost scoasă și de limitarea și acum mașina poate să atingă cu ușurință și 300 km la oră. Eu sincer n-aș avea curaj, dar da, mașina merge. Chiar a mers, de fapt. Am distrus anvelopele. Sper că v-a plăcut materialul, eu unul ador mașina asta și o să vedeți niște poze foarte, foarte tare cu mașina aceasta. Credeți-mă, este pentru prima oară când se fac poze profesional acestei mașini și o să apară pe internet. Până data viitoare vă spun la revedere!